Aude nimic. Îmi cer scuze, acum se aude. Mulțumesc foarte mult, Dorina Victoria Nechi. Era oprit microfonul, așa este când ai emoții, nu se aude nimic. Dar acum se va auzi cu siguranță pentru că am pornit microfonul, așa că îmi cer scuze încă o dată. Reiau ce am spus la început, începând de astăzi, Huff.ro lansează în format video secțiunea de comentarii și revista presei. Pe zona de online nu se face acest lucru, sau cel puțin nu știu să fie făcut de vreun anumit site. Noi vom trece în fiecare ediție și în fiecare episod cele mai importante momente ale și cele mai importante subiecte ale zilei. Acum se aude Constantin Georgeta, Alex Cristian, Dorin Petre, îmi cer scuze, emoțiile mele m-au făcut să las microfonul oprit. Așa este când ești la început, promit să mă perfecționez pe viitor. Vă repet încă o dată, sunt Adrian Braucu și sunt redactor la Huff.ro. Începem cu primul subiect din această seară, despre celebrul Curiță Sterp. S-a aflat că ar avea o nouă iubită, iar colegii mei de la Huff.ro au scris despre cine ar fi vorba. Haideți să vedem ce spun cei de la Huff.ro. Oficial, iubita lui Curiță Sterp a fost confirmată. Acesta pare că ar fi uitat de Carmen de la Sălțuia, cu care, din câte vă amintiți, a fost un întreg scandal, un întreg cid, ba se împăcau, ba erau împreună, ba la un moment dat chiar erau bănuiți că fac asta pentru a atrage audiență și a atrage vizitatori. Vă mulțumesc tuturor celor care ne urați succes. Mulțumesc, Alex, pentru mesajul tău. O să încerc să vă răspund și la comentarii în același timp și pe lângă asta o să încerc să vă invit încă o dată să ne adresați întrebări dacă aveți, dacă nu aveți, să comentăm împreună subiectele zilei. Huff.ro, după cum v-am spus, tetează pe prima pagină un articol în care vorbește despre iubita lui Curiță Sterp. Ba chiar în articolul respectiv găsiți și niște fotografii. Eu o să vă las link-ul în comentariile la acest live, unde o să puteți să vedeți mai multe detalii și mai multe informații despre cine este noua iubită a celebrului Curiță Sterp, care vorba aia a revoluționat internetul prin colaborarea sa cu Carmen de la Sălcea. Linkul de la Curiță Sterp a fost postat în pagina Știri24 într-un comentariu și puteți afla mai multe detalii. Ana Ușa Glovea spune că este pierdere de vreme, nu știu la ce te referi. Dacă e pierdere de vreme referitoare la live, îmi pare rău, te invit să urmărești altul. Dacă e o pierdere de vreme că vorbim despre Curiță Sterp, poate că ai dreptate. Te referi la mine, pierdere de vreme, slab și neinteresant. Sunt multe alte personalități care fac live-uri pe Facebook și cu siguranță te vor face să fii interesată de ele. Mergem mai departe și mergem la următorul subiect care este în acest moment pe prima pagină a ziarelor de specialitate, respectiv subiectul care ne-a șocat puțin, pentru că e vorba de fiica lui Adrian Minune, care a afirmat că se retrage din viața publică. Tot pe Huff.ro aflăm această informație. Carmen se pare că a luat această decizie, vă repet, este fiica lui Adrian Minune, ea a avut mai multe titulaturi de-a lungul timpului. Aceasta vrea să-și închidă contul de socializare și să dispară din ochii publicului pentru o perioadă. Artista le-a cerut fanilor de pe Instagram cu privire la decizia pe care a luat-o să o susțină. Și ea a anunțat că vrea să închidă contul și să ia o pauză. Nu știm exact care sunt motivele care au stat la baza deciziei sale,
dar din ce informații avem noi și din surse pe care le avem noi, Carmen își dorește să petreacă mai mult timp cu fetița sa. Iar asta nu prea e compatibil cu viața pe care o avea ea, în sensul că era tot timpul pe prima pagină a ziarelor și a revistelor. Detalii găsiți pe site-ul nostru hack.ro, unde aflați și declarația ei pe care vă o citez eu acum. A fi mamă este cel mai frumos sentiment din lume, însă sarcina pune la grea încercare silueta, așa că mi-am luat un aliat de nădejde. Cele 100% naturale, care în combinație cu o dietă sănătoasă sunt eficiente în combaterea kilogramelor, în plus și o a retenției de apă, a scris recent vedeta pe Instagram atunci când se lupta cu kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Pastilele de live-uri pe care le facem noi sunt pastile scurte, adică nu vom plictisi foarte mult cu subiecte și nu vom face să dureze live-ul foarte mult. Așa că trecem la următorul subiect. Roxen, care zilele trecute a dezvăluit că a fost agresată de către iubitul său, și pentru toată lumea a fost cumva un șoc, pentru că nu se aștepta nimeni la acest lucru. Ea s-a adus la poliție și recomandăm și noi tuturor femeilor sau chiar și bărbaților care sunt agresați să nu permită asta și să nu se lase umiliți, să se ducă la secție de poliție și să reclame, să cere ordine de restricție împotriva celor agresori, indiferent că sunt agresori fizici cu atât mai rău sau chiar și agresori verbali, mai ales dacă este vorba despre o relație. Roxana a vorbit din nou despre scandalul dintre ea și fostul ei iubit, bărbatul care a agresat-o fizic în miezul nopții și a fost nevoită să sune la 112, pentru că artista striga după ajutor. Reprezentanta României la Eurovision, ea este Roxen, în cazul că nu știți despre cine vorbim, și-a făcut curaj și a vorbit despre trauma prin care a trecut, dar și despre decizia radicală pe care a luat-o în urma agresiunii. Acesta a transmis fanilor următorul mesaj: vă mulțumesc tuturor celor care m-ați înțeles, ați fost dintotdeauna alături de mine și mi-ați respectat viața personală. În adevăr, am trecut printr-un moment de plăcut din care am învățat foarte multe lucruri, a scris Roxen pe o rețea de socializare. Ea a fost foarte deschisă cu fanii ei și a postat pe rețele de socializare imediat după ce subiectul a fost dezvăluit de către presă și a povestit clipele de coșmar prin care a trecut. Mergem mai departe și continuăm cu un alt subiect care este acum fierbinte pe site-ul de știri, și anume spynews.ro are un articol în exclusivitate referitor la ghinioanele care se țin lanț de Florin Salam. Și-a lovit ambele mașini când se certa cu familia Fănică. O să vă citesc din articol, pentru că sincer nu știu despre ce este vorba, n-am urmărit subiectul. Din ce aflăm de la spynews.ro, Florin Salam și-a lovit ambele mașini, a fost în ghinion după ghinion de romanele Manelist. Florin Salam se află în acest moment în plin scandal cu familia Fănicăi. Nu a putut trece deloc și nu a trecut deloc printr-o perioadă ușoară. Florin Salam a dat vestea că va face o nuntă cu Roxana Dobre și de atunci ghinioanele par că se țin lanț de el. Mai întâi familia Bianca l-a acuzat de fapte și vorbe ce întrec orice imaginație, iar acum Florin Salam se confruntă cu o mare problemă. A făcut ce a făcut și s-a ales cu ambele mașini avariate, potrivit informațiilor obținute de spynews.ro. Mai multe detalii găsiți pe site-ul lor. Închei subiectul cu Florin Salam spunând că s-au împlinit 11 ani de când soția s-a murit și manelistul încă încearcă să-și refacă viața personală. O să mă uit puțin și peste comentarii să văd dacă mă întrebați ceva. Mă întreabă Auzica dacă este adevărat că Liviu Dragnea a fost eliberat din pușcărie. Nu, nu a fost eliberat din pușcărie.
e o confuzie în acest domeniu. O să tratăm subiectul ăsta mai tempede imediat după ce, când o să ajungem mai exact la acest subiect, pentru că l-avem pe lista de cele 10 subiecte. În fiecare pastilă de revista presiei vom vorbi despre cele mai importante 10 subiecte. Atenție, cele mai importante 10 subiecte citite de voi, nu din punctul nostru de vedere, pentru că dacă ar fi din punctul nostru de vedere, ar fi cu totul și cu totul alte subiecte pe care le-am discutat. Sunt atâtea probleme în România, stați la bârfă, ce face stânga sau face dreapta, spune Diana Cumpănașu. Da, stă la bârfă despre ce face stânga și ce face dreapta, pentru că asta citiți voi pe site-urile care scriu aceste știri. Dacă ați fi citit despre ce se întâmplă în România, cu siguranță v-aș fi făcut în zona asta și o zonă de ce se întâmplă în România. La Mergem vârfă, mai ce face stânga sau departe face dreapta? și încercăm să vedem despre ce este vorba. Salut și eu pe toți cei care mă salută din Italia, respectiv Giuli Giuli, Maria Elena, Brenda Gaspar, cere să vorbesc în engleză. Brenda, nu pot să fac asta pentru că este un site în limba română și nu voi vorbi în engleză. Sorry, but we need to talk in Romanian because we are a Romanian website, not an English website, and our topics are national, not international. Thank you for understanding, așa am răspuns și că doamnei Brenda Gaspar, care îmi cerea să vorbesc în engleză. Continuăm revista presei cu subiectul următor, cel pe care l-am discutat cu el a fost respectiv despre drama lui Florin Salam, despre care v-am povestit mai devreme. Aflăm de la spynews.ro că iubita lui Tuncai, fostul soț al Andrei Marin, face sacrificii pentru partenerul său. La ce a recurs bruneta, o să aflați de pe spanius.ro. Din ce am reușit, o să citesc pe referitor la acest articol și referitor la acest subiect, sacrificiile pe care le face iubita sunt exagerate, spuse așa, pe site, nu sunt niște sacrificii foarte mari, considerăm că sunt niște sacrificii normale, nu neapărat unele enorme pe care le-ar face iubita lui Tuncai, fostul soț al Andrei Marin. Spynews.ro spune că a surprins niște imagini pe care le puteți vedea pe site-ul Spynews.ro. Iar referitor la sacrificii, Spain spune că Tuncai și partenera sa au fost surprinși în timp ce luau masa la un restaurant din capitală împreună cu un prieten. Au vorbit, au râs, s-au distrat, dar de mâncat doar Tuncai, semn că iubita face sacrificii să se mențină în formă. Marele sacrificiu, de fapt, din titlu, este dieta pe care iubita lui Tuncai, fostul soț al Andrei Marin, o ține. Dar este un titlu care a atras foarte mulți vizitatori și asta m-a făcut să le includ în lista noastră de subiecte. Mergem mai departe pentru că tot mi-a cerut să vorbesc despre subiectul de actualitate. Vorbim despre văduva lui Dinu Patriciu, o ia de la capăt, de radii exclusive, tot un articol de pe site-ul spynews.ro. După cum știți, între văduva lui Dinu Patriciu și fiii lui Dinu Patriciu a fost un întreg scandal pe avere după ce acesta a încetat din viață. Iar cei de la spynews.ro spun așa, războiul uriaș pentru avere adresată în urmă de Dinu Patriciu pare să nu se mai termine niciodată. Văduva miliardarului a primit recent o veste de la care nu se aștepta. Da, este o știre importantă, exact cum îți spuneam Silviu și cum spuneam și celorlalți. Noi vă prezentăm cele mai importante știri
conform topului celor mai citite știri, de fapt sunt cele mai citite știri pe care le vă invităm să le dezbatem împreună. Continuând cu subiectul văduvei lui Dinu Patriciu, războiul se pare că nu s-a încheiat. Dinu Patriciu a fost, Diana Patriciu a fost nevoită să ia de la capăt procesele în încercarea disperată de a pune mâna pe o parte din moștenirea lăsată de răposatul soț Dinu Patriciu. În unul dintre dosare, în care se lupta cu mai multe companii de tale internaționale, văduva Dinu Patriciu a primit în urmă cu doar câteva zile ca acesta se amână pentru la toamnă, după ce o celebră casă de avocatură a decis să facă un pas în spate, susținând că nu mai vrea să își reprezinte clientul. Reditul pe care Dana Patriciu l-a așteptat cu sufletul la gură ar putea fi dat tocmai la an, conform informațiilor obținute de spanews.ro, în condițiile în care adversarii mai obțin câteva amânări pe motiv că trebuie să angajeze alți apărători. Detalii despre drama, cum titrează spanews.ro, prin care trece văduva lui Dinu Patriciu, găsiți pe site-ul spanews.ro. Mai avem câteva subiecte de dezbătut în această seară și în această primă pastilă de revista presei. Un subiect care a rupt astăzi efectiv tot ce înseamnă trafic, internet, a fi o vorba rupt internetul acest subiect, este un subiect de la Cancan, în care au descoperit-o pe Bianca de la Insula Iubirii, care s-a filmat în cele mai fierbinți postaze, iar imaginile au ajuns la cei de la cancan.ro, care vă prezintă în exclusivitate cele mai fierbinți imagini ale vremii anului 2020. Ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro este protagonista unui video care este desprins din producțiile de filme pentru adulți, spune cancan.ro, și vă atenționează că imaginile pe care le veți vedea pe site sunt interzise minorilor. Noi nu le putem difuza în acest live pentru că, într-adevăr, sunt imagini care nu pot fi difuzate pe pagina noastră de Facebook din motive evidente de pornografie pe care noi nu vrem să le facem sau erotism, dacă vrem să îl denumim altfel. Cancan spune așa, așa cum am demonstrat până acum, fosta ispită de la Insula Iubirii este una dintre cele mai nonconformiste tinere de pe scena mondenă. Dar de data aceasta Bianca Pop se pare că a trecut la nivelul următor și pare că s-a lansat în industria filmelor pentru adulți. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți pe cancan.ro. Imaginele sunt extrem de explicite, cele despre care vă vorbeam. Paparații cancan.ro au găsit-o pe anumite site-uri pentru adulți în care Bianca Pop a fost surprinsă și a și dat o replică referitor la faptul că ea nu iese în oraș fără 1000 de euro pe card. După ce citez replica ei, vreau să-mi deschid afaceri la o femeie, dacă vrei să vezi părintele ei, trebuie să te uiți la încălțăminte, dacă pantofii sunt murdari, asta este o femeie jegoasă, spune Bianca Pop. Trebuie să vă uitați și la manicură, asta spune despre tot despre femeie. Eu nu ies din casă dacă nu am poșetă minimul de cash de 1000 de euro, plus banii de pe carte, mă simt o boschetară. Cum se iese în oraș fără 1000 de euro? Mie mi intră banii săptămânal, dar nu mă laud, spune ea în citatul de pe cancan.ro, pe care puteți să-l citiți mai pe larg pe site-ul cancan.ro. O să trecem de la chiloțăreală la subiecte mai serioase despre ce titrează alte ziare. Și pe final o să aducem, dar nu în ultimul rând, pentru că este la fel de important, o să vorbim puțin despre ce s-a mai întâmplat astăzi referitor cu coronavirus, câte infectări au fost și ce s-a mai întâmplat. Înainte de a trece
De asta Digi24 titrează că locuitorii din Deva rămân fără apă caldă. Un lider de sindicat afirmă că se confruntă cu un sabotaj al Ministerului Economiei. Referitor la pandemie și la COVID, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași susține că mai are un singur pat la terapie intensivă, ceea ce nu este o veste bună, înseamnă că numărul de îmbolnăviri a crescut foarte mult în Iași, un județ care până acum era cât de cât într-o postură bună și nu se situa în diverse zone delicate, dar se pare că a ajuns acolo și asta, ceea ce îmi pare rău, foarte, foarte rău să aud. Haideți să vedem despre ce este vorba. Colegii de la Digi24 ne dau mai multe detalii referitoare la subiectul de care vă pomeneam. Intrăm pe Digi să citim articolul referitor la la locul care a mai rămas în Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Iată care este subiectul, să vi-l afișez și pe ecran ca să-l vedeți și dumneavoastră. Managerul instituției a afirmat pentru Digi24, respectiv doamna doctor Andreea Moldovan, care este directorul la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, face un apel la responsabilitate individuală. Ea atrage atenția că în unele cazuri și tinerii fără alte boli abia fac față infectării cu noul coronavirus, iar managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobăț, spune că mai are un singur pat liber, un lucru care este extrem de grav din punctul meu de vedere. Articolul este pe larg pe digi24.ro. O să vă mai dau un singur citat. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune așa pentru Digi24: am relaxat puțin lucrurile, ca să spun așa, pentru că în primul ordin de ministru am putut să facem un număr mai mare de externări, deci pare că externările ar fi problema. Iar conform noului ordin, lucrurile s-au schimbat. În acest weekend am plecat cu un număr mai mare de paturi libere și am funcționat mai lejer. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că, din nou, la terapie intensivă funcționăm la parametri maximi. Nu se ține seama de această boală, nici de vârstă, nici de prezența sau nu a bolilor asociate. La terapie intensivă mai avem un singur pat liber în 10 zile, așa cum am funcționat cu sau fără un pat liber. Avem o soluție de rezervă la Spitalul de Neurochirurgie, unde este un compartiment special care are 16 paturi. Și pentru că vă doreați știri de actualitate, o să continui cu știri de actualitate. Tot pe site-ul Digi24 vine o veste din Europa. Angela Merkel spune: Londra va trebui să-și asume consecințele. Este vorba despre Brexit-ul și despre cerințele pe care Boris Johnson, premierul Marii Britanii, le cere Uniunii Europene în încercarea de a ieși la 31 decembrie, pentru că ei au ieșit la 31 martie din Uniune, și să se semneze un acord favorabil și lor. Din ce informații are Digi24, Regatul Unit va trebui să-și asume consecințele unei relații economice mai puțin puternice cu Uniunea Europeană la finalul procesului de Brexit, a atenționat sâmbătă Angela Merkel, dând tonul și dând impresia și senzația că lucrurile nu se vor întâmpla exact așa cum își dorește Marea Britanie. Dar acest lucru rămâne de văzut, pentru că, după cum știm, Uniunea Europeană a mai spus că nu va face, nu va delege, Brexit. nu va zice, nu va așa, dar până la urmă le-a făcut pe toate. Rămâne de văzut. Pe final, o să trec în revistă un subiect care astăzi a făcut iarăși valuri, referitor la coronavirus. Un sfert din cazurile noi sunt în București, încă un județ a depășit 1000 de infectări.
325 de cazuri noi de infectare cu COVID au fost confirmate în ultimele 24 de ore, conform datelor parțiale anunțate astăzi de grupul de comunicare strategică. Și se pare că un sfert din cazurile noi sunt în capitală. Detalii de vizi24.ro. Băi, alcool, marș, drecu, îmi spune Văranu Ioan. Eu vorbeam de coronavirus, el îmi spune băi, alcool, marș, drecu. Da, în fine. Domnule Văreanu, sper că nu v-am botezat Ioan, la fel și dumneavoastră. Bun. Trei persoane au orbit permanent după ce au băut un dezinfectant pe mâini. Este foarte important să înțelegem că dezinfectantul tocmai de asta se numește pentru mâini, că trebuie folosit pe mâini, nu să îl bem. Din păcate, șapte persoane din statul New Mexico care au băut dezinfectant de mâini s-au intoxicat cu metanol. Trei dintre acestea au murit, iar trei se află în stare gravă. Știrea tristă a zilei, și asta este finalul live-ului nostru, este că a murit domnul Dumitru Comănescu, românul care timp de o lună a fost cel mai vârstnic bărbat din lume. Aceasta a fost pastila de revista presei din această seară. Sper că v-a plăcut. Pe viitor o să ne facem mult mai scurte. Vă salut pe toți cei care m-ați salutat în live și n-am apucat să vă răspund. O să mă uit pe final dacă mai sunt întrebări adresate de către voi și poate nu am răspuns. Nu mai sunt întrebări. Asta înseamnă că vă doresc o seară bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne așteptăm și data viitoare. Mâine o să discutăm despre începutul săptămânii viitoare și tot mâine pe haf.ro apare și horoscopul săptămânal al Minervei, pe care știu că l-așteptați cu nerăbdare. Minerva a făcut un live pe Știri24 referitor la Neptun retrograd, care ne va da bătăi de cap în următoarea perioadă. Dacă sunteți interesați, intrați pe pagină și ascultați live-ul ei, pentru că v-a avertizat pe fiecare în parte ce aveți de făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o seară bună și ne revedem mâine. La revedere!